Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, e zi de duminică, suntem în direct. Suntem cu gândul la dumneavoastră și mai ales vă transmitem cele bune de aici, de pe deal, de la noi din Iași, din Abucium. Spun asta și pentru ieșeni, dar și pentru cei de la București sau de oriunde s-ar afla. Dați-mi voie să le spun bun venit aici, în studioul nostru. Cred că au luat și o piatră în gură, pentru că e pentru mine oară când familia Fluturel vine la noi în vizită. Le spun bună ziua, Elena Fluturel, profesor și scriitor, română, bine ați venit. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Domnul Vasile Fluturel, profesor și scriitor, pensionar. Da. Încă nu, nu? Încă nu. Încă nu, da. Încă nu. Vine vremea. Cum e zicat la ce? Cum se uită câte unul la mine, spune, da. Când ești la pensie? Păi da. Eu am un pic. Da. Bine ați venit, domnul profesor. Bine v-am găsit și în privința pietrei de luat în gură, sunt pietre pentru că nu este asfalt încă până aici. Nu-i, suntem... Nu mai trebuia o gură de asfalt. Suntem. Dar nu, poate că autoritățile locale o să hotărească. Nu, pentru că sunt aici situații de drum, de utilitate publică, drum privat, nici nu mai contează. Cunoașteți mecanismul pentru care cineva vrea să facă sau nu. Predați și ați predat o viață la Mogoșești, în județul Iași. Ați predat, domnul Fluturel, engleză, nu? Română și engleză. Română și engleză și doamna franceză. Și română și franceză. Română și franceză, fiind absolvenți de filologie la Iași. Eu tot am zis, de multă vreme, v-am văzut la tot felul de evenimente. Eu cred că nu e întâlnire a scriitorilor, a artiștilor plastici, a oamenilor care creează ceva în lumea asta, refer de în lumea noastră, în care să nu fiți prezenți și activi. Tot respectul pentru acest lucru și scrieți. Trebuie să vă mulțumesc că ați scris și, și despre sărbătoarea noastră, unde ați fost prezenți. Da, un eveniment important, am înțeles, în discuția cu dumneavoastră, 150 de ani din 1874, când s-a... 1874, când Eminescu a venit la Iași? Da, și s-a stabilit la Iași. Unde? S-a stabilit în primele zile în casa lui Vasile Pogor. Acum unde e muzeul unde acolo? Unde este muzeul acum, da, și... L-a întâmpinat chiar jurnalistul Vasile Pogor, spunându-i, bine ai sosit la noi la Iași, domnule Eminescu. Avea un plan cu el, am înțeles. Maiorescu da, avea plan, care îi ceruse să facă un doctorat, numai că Eminescu n-a reușit să vină cu doctorat după cei 2 ani pe care i-a petrecut la Berlin, la Universitatea renumită Humboldt, s-a întors la Iași în august 1974 și i s-a dat, după cum se știe, postul de director al Bibliotecii Centrale Universitare, care era în clădirea actuală a Universității de Medicină. Da, acolo era. Am înțeles. Nu e aici unde e BCU. Nu era construcția. Nu era construit BCU actual? Nu, nu era. Vorbim de vremuri. Da. Avea s-a studiat mult. Da. A stat un an, după cum știm, în această funcție. Un an în care a făcut foarte multe lucruri pentru Biblioteca Centrală Universitară, dar dintr-o greșeală a lui, nefiind atent atunci când i s-a dat în primire biblioteca, el a luat-o ținând cont că oamenii sunt de bună cuvință, la sfârșit, după un an, i s-au găsit foarte multe lipsuri, dar lipsurile erau primite de el înainte de a lua în primire. Bine, și căutate, probabil. Și căutate. Și atunci Mihai Eminescu este nevoit, adică îi se dă, este obligat să-și dea demisia și ca o compensare este pus în postul de revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui. Aici, ca și în prima etapă, își desfășoară conștiincios activitatea,
merge, face zeci de kilometri zilnic dintr-un sat în altul pentru a verifica exact situația învățământului. Nu stă însă decât un singur an și aici, pentru că îi se pregătește din nou, datorită orientării lui politice, îi se pregătește din nou plecarea și din această funcție. Rămâne un timp fără nicio funcție și atunci este nevoit să accepte funcția de corector și de redactor la Curierul de Iași. Aici face diferite cronici literare, cronici teatrale, muzicale, da, și la un moment dat și aici intervine primarul de atunci, care îl obligă să facă ceva, ceea ce nu era corespunzător cu optica lui Eminescu, și atunci este nevoit să-și dea el singur demisia și să plece la București. Dar acești trei ani, din 1874 până în 1877, considerăm noi că sunt anii cei mai productivi ai lui Eminescu. Sunt anii când Eminescu s-a simțit cel mai bine, când Eminescu a scris multe poezii, când și-a făcut multe prietenii și chiar în una din cărțile mele, intitulată Repere eminescene pe drumuri europene, am surprins chiar această perioadă în care a scris despre ea cu Lunga Mână. Da. Aceasta este cea de-a doua carte a mea, Repere eminescene pe drumuri europene. Prima este Pe la noi prin Europa. Iar ultima... Și eu tot despre Eminescu. Da. Iar ultima, Cap compas, Amsterdam, de la Eminescu la Rembrandt și retur. Deci toate trei țin de ceea ce înseamnă Eminescu. Da. Și în permanență am mers pe urmele lui Mihai, pe urmele pașilor lui Mihai Eminescu. Această carte este deja ediția a doua și aici am consemnat eu atunci așa. Cartea a apărut întâi în 2018, chiar în anul centenarului Marii Uniri, chiar în anul în care ar fi trebuit să fie sărbătorit și Mihai Eminescu pentru ideile lui de unire. Unirea și independența sunt suma vieții noastre istorice, spunea Mihai Eminescu. Eminescu a stat la Iași doar 3 ani consecutiv, dar aceștia au fost cei mai rodnici. Cercetătorii vieții și operei eminescene recunosc faptul că la Iași s-a simțit el cel mai bine. La Iași a găsit Eminescu cea mai prielnică atmosferă a creației poetice, spune printre altele Grigore Scorpan. Pe străzile Iașului și-a plimbat gândurile și frământările, transpuse apoi în versuri inegalabile. Aici a lucrat ca director al Bibliotecii Universitare, care astăzi îi poartă numele. Aici a fost revizor școlar și redactor la Curierul de Iași. Aici a participat la ședințele Junimii. Aici a publicat la Convorbiri Literare parte din opera sa. Aici a dat viață cele mai frumoase prietenii literare, după ce l-a cunoscut pe neîntrecutul povestitor Ion Creangă. Aici a petrecut poetul cele mai frumoase clipe. Aici a trăit marea dragoste pentru Veronica Micle. Mă scuzați un pic. A fost o perioadă, domnul Futurel, cea mai productivă perioadă pentru el, cea mai fructuoasă. Era vorba și de faptul că era încă destul de tânăr. Venea cu elanul căpătat în anii studenței la Viena și mai puțin la Berlin. La Berlin erau mai puțin studențe români, dar trecut prin, să zicem așa, greutățile vieții, pentru că a trebuit să descurce cu ceea ce primea de acasă și după patru, nu mai avea bani pentru că avea împrumuturi făcute, pentru că își cumpăra cărți și aceste privațiuni nu i-au creat, eu știu, o atmosferă grozavă, dar când a venit acasă, s-a văzut la Iași mai mult, aici mai apare un element foarte important, după mine, faptul că, după ce în 1872 a cunoscut-o la Viena pe Veronica Micle, iată acum era la în orașul unde era Veronica Micle. Deși, între Eminescu și Veronica, s-a păstrat o distanță serioasă din doamna
Micle nu scotea pentru că reiese din toate scrisorile lor. Era soția rectorului universității, de fapt șeful lui direct. Pentru că și aici chiar țin să amintesc că Mihai Eminescu, după ce a participat la sărbătorile de la Putna, a venit în Iași și toți studenții, în frunte cu acest Ștefan Micle, cu rectorul, i-au întâmpinat pe studenții care au venit de la Putna și le-au făcut chiar o primire foarte frumoasă. Asta se întâmpla în 1871. Aș mai adăuga aici, e Iașul lui Creangă și Eminescu, al junimii și al convorbirilor literare, Iașul lui Sadoveanu și Topârceanu, al vieții românești, Iașul primei uniri, al primei universități a țării, Iașul, fostă capitala Moldovei, Iașul redevenit pentru aproape 2 ani capitală de țară românească din necesitate în perioada refugierii aici a casei regale, a guvernului și a Parlamentului României în timpul primului război mondial. 1916-1918. Da, e orașul pe care George Călinescu l-a numit așa de frumos Florența României. Bineînțeles că în această perioadă Eminescu a participat la toate întrunirile junimii, a trimis poezii la convorbiri, obișnuia să participe și la seratele literare pe care le organiza Veronica Micle. Toate doamnele Iașului, care se respectau și la București, da, și mai departe, aveau o zi din săptămână când se organizau serate culturale. Da, chiar un comitet al femeilor și Veronica Micle, țin în minte că am citit undeva, a strâns și bani pentru, nu numai pentru femeile din orașul Iași, a strâns bani și pentru sărbările Putnei. Da, interesant. La Viena... Și studiul dumneavoastră, vă rog, vă ascultam. Da. Deci spuneam că Eminescu a stat doar 3 ani în prima perioadă la Iași, dar pentru toate câte le-a făcut el, pentru munca lui în fiecare zi, ne-am gândit că ar trebui să fie, știu eu, considerat cu adevărat un cetățean al orașului Iași. Și acum când se împlinesc 150 de ani de la 1874, când a primit prima lui funcție în orașul Iași, ar trebui să fie considerat, sau poate dumneavoastră aveți vreo posibilitate să interveniți pe undeva, să fie considerat cetățean post-mortem de onoare al orașului Iași. E poate ne-au de domnul primar acum și ar fi o mare cinste. În consiliu. Și sunt convinsă, pentru că domnul primar este, nu avem probabil voie acum să mai discutăm așa, este o deschidere mare pentru cultură și da, și participă de fiecare dată la sărbătorile lui. Sigur, ar trebui să sugerăm și poate provoacă, da, generează o hotărâre de consiliu, că da, în consiliu se votează, absolut, se aprobă. A mers în continuare pe urmele lui Mihai Eminescu și la Praga, acolo unde este fotografia, prima fotografie a lui Mihai Eminescu, făcută de cea mai mediatizată, făcută de Ian Tomas, fotograful despre care se spune că a venit și la noi în Iași. A făcut o vizită și la noi în Iași. În alt context. În alt context, bineînțeles. Am mers pe urmele lui Eminescu, deci atunci când în 1869, după ce terminase cu călătoriile lui însoțind teatrul, și în 1869 ne părea bine, călătorind împreună cu Eminescu spiritual, pe drumul de la Praga spre Viena. La Viena, bineînțeles, că tot ce este acolo te impresionează, pentru că sunt foarte multe inscripții care atestă locurile unde a fost găzduit Mihai Eminescu, iar mai nou, începând din 2017, câțiva oameni inimoși din Iași, primarul împreună cu doamna Aurica Ichim și cu Laura Hunt,
care este am premiat-o și noi la ziua televiziunii. Am înțeles că au avut un eveniment acolo. Da, 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 au reușit să planteze în parcul Stat Park un pui din teiul eminescian. La noi, luat de la... La noi, din grădina, da, 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 crescut la grădina botanică și plantat acolo. Am avut fericirea să văd chiar acest, să ajung și eu cu nepoata mea la acestei. Datorită drumurilor studențești ale nepoatei și chiar am legat o panglică tricoloră de o crenguță, da, acestui tei. E mărișor copăcelul acum cât pasă? Da, acum are 7 ani. Are șapte ani și este înalt. Am florit anul trecut pentru prima dată. E protejat cumva, nu? Da, are, cum se pune la fiecare copăcel. Dar când am fost noi, era mai mic. Am pus tricolorul și am ținut legătura cu doamna Hunt. Se duce Ema acolo dacă ne credeți, chiar am dus o sticlă de apă Borsec de la noi din România și am turnat-o la acel copăcel. Apă plată, bineînțeles. Și anul acesta s-a mai plantat un tei la Praga. Acum voiam să spun, de către Consiliul Județean al Iașului. Da. Foarte interesant. Deci interesant. Deci sunt doi tei acum, unul la Praga și unul la Viena, la 300 km distanță. Da. Și vă dați seama, când am văzut teiul, chiar m-a impresionat enorm. În față era un fel de lac micuț, parcă era atmosfera de la noi și ne simțeam mândri pentru că teiul eminescian este cunoscut și de cei din... Înțeles că s-au și niște aprobări, a fost, da, bineînțeles. A fost un eveniment acolo. O colaborare între domnul primar Chirica și primarul Vienii, tot prin intermediul doamnei Hunt. Foarte interesant. Da. N-ați fost atunci, nu? Nu. Da. O delegație strânsă. Da. Poate ne ducem data anul viitoare. Acesta, vedem noi cum anul acesta sărbătoresc deja 7 ani. Da. Dacă Ema organizează un eveniment acolo, doamna Hunt. Ce mi-a plăcut tot acolo la Viena, când m-am dus în următorul an, faptul că la biserica românească, unde este preotul Nicolae Robu, Dura, am văzut o statuie închinată lui Eminescu chiar în fața bisericii și care dă impresia că Eminescu ar sta acolo parcă de strajă și parcă ar apăra biserica. Când am fost noi acum 20 ceva de ani la Viena pentru prima dată, l-am întâlnit pe părintele într-o biserică improvizată la parterul unui bloc. De data aceasta m-a impresionat faptul că și-a clădit o biserică foarte frumoasă, plină de enoriași, toți în costume naționale, și în apropierea acelei biserici era și una catolică. Da, amândouă își desfășurau activitatea în mod paralel. Foarte interesant. Tot în acea călătorie am ajuns și la Veneția. Și am să citesc doar că Eminescu descoperise Italia și cultura ei până a călcat pe pământ italian prin bogatele lecturi dinainte și din timpul studiilor Viena și Berlin, prin vizionare, începând cu etapa cernăuțeană, a mai multor spectacole trupelor italiene. Ce păcat însă că poetul n-a văzut Veneția când era sănătos, tânăr, plin de viață, îndrăgostit de Veronica. Ce bine le-ar fi stat visânsul lumina lunii într-o gondolă pe Canal Grande. Dar n-a fost să fie. El vine aici însoțit de prietenul său, Chibici Revneanu. În februarie 1884, pe cheltuiala Juninii, la propunerea lui Titu Maiorescu într-o tentativă de ameliorare a sănătății sale șubrezite. Sosește noaptea cu sufletul stins și obosit, cum spune George Călinescu, cuprins nu de emoție, ci de neliniște și de frică. Nu e încântat de nimic și cere să plece cât mai repede spre Florența lui Dante și a lui Michelangelo. Ce în ediția a doua acestei cărți am prins și cea de-a doua mare bucurie anului 2019 a fost legată de minunată ocazie
de a ajunge deci din nou în Viena, spuneam eu atunci, apoi în anul următor în alte locuri ale care aminteau de Mihai Eminescu. Anul 2020 a debutat și el cu satisfacții deosebite legate de Mihai Eminescu, și anume Muzeul Sătesc, pe care l-am organizat, l-am înființat după mulți ani de muncă, mai ales după ce am aflat că Mihai Eminescu, în calitate de revizor școlar, trecuse și prin Mogoșeștii noștri, în drumul lui spre Voinești. Și în acest muzeu am reușit să fac un colț muzeal Eminescu, în care există un portret și cărțile mele aduse ca un omagiu lui Mihai Eminescu. La Muzeul Sătesc am avut ca oaspet pe, și am prins de asemenea în carte, pe înalt preasfântul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, apoi pe preasfinția sa Antonie de Bălți, purtat pe drumul mogoștene de misiuni ecleziastice la lăcașurile de cult, ambele personalități apreciind amenajarea noastră a colțului Eminescu și a colțului Grigore Vieru. O altă mare bucurie a fost atunci când am reușit să mergem împreună și în satul Pererita, în satul lui Grigore Vieru, și să ducem cărțile, eu cărțile închinate lui Eminescu, soțul cărțile închinate lui Grigore Vieru. Am văzut atunci școala în care a învățat, locurile unde a copilărit, cel care spunea că prin Eminescu, noi, românii din Basarabia, am luptat și luptăm. Prin Eminescu am visat și visăm, și prin el am obținut mari izbânzi pentru scrisul latin și pentru limba română. De ce l-am amintit și pe Grigore Vieru? Pentru că, așa cum spune academicianul Mihai Cimpoi, Grigore Vieru este scriitorul care a ținut cel mai sus torța cultului lui Mihai Eminescu. Foarte frumos. O chestiune vă rog, foarte proaspătă. Și apoi ajungem la Amsterdam, dar până atunci foarte proaspătă, în legătură cu acest poem, Legământ, al lui Grigore Vieru, care este dedicat lui Eminescu. Chiar astăzi am văzut pe internet o chestiune foarte interesantă. Pentru prima dată s-au tradus câteva poezii ale lui Grigore Vieru, între care și Legământ, de către un grup de studenți de la Universitatea Alecu Rousseau din Bălți. Și cartea are un titlu interesant, O rază de lumină în lumea întunecată. Foarte, e prima dată când... În limba engleză sau în franceză? În franceză. În franceză. Da. Prima dată când se traduc niște versuri, Grigore Vieru are tradus versuri în multe limbi. 14-15 limbi, dar arată că în franceză nu erau. Și acum studenții copii, cu profesorilor de acolo din Basarabia, au făcut ceva foarte frumos, da, chiar acum am văzut. Am văzut niște cărți de ale dumneavoastră și totuși poezia, deci scrieți poezie. Mai scriem și poezie, pe lângă critică literară. El este și poet. Și... Eu știu că sunteți și membru unui scriitor. Da. Amândoi. Nu. Da. Nu, doar domnul... Numai el. Numai ca și dumneavoastră. Dumneavoastră. Cam din perioada aceea, nu? Era da. Domnul Burlui atunci? Da. Nu, erați mai vechi, dumneavoastră, mai de mulți ani. 2009. Da, mai, cred un pic mai vechi. Noi, eu cu domnul Burlui avem mai vreo 7 ani. Da, aveți vreo 7 ani. Da, eu am pregătit 3 poezioare, dacă putem să... Mă rog, alternăm, pentru că suntem în familie. Alternăm cumva. Și bine ați venit în familia Telemoldova Plus. Da, aceasta este o carte în care am selectat din poeziile mele numai poezii clasice, cu rimă, iar aceasta este Fleșuri din Arena Vieții, este o carte în care apar și poezii, să zicem, moderne. O să citim la moderne. Final, dar acum da. Citiți din aceea. Da. Cealaltă da. Citim când deci, o să încheiem dialogul. Iar pe doamna o pregătim cu Eminescu, Amsterdam. Eminescu la Iași. Eminescu la Iași. Nu există manifestare culturală la Iași în care, vrând nevrând, cei care organizează sau cei care vorbesc să nu pomenească și de Eminescu. Iată acum, la zilele convorbirii literare, tot a venit vorba și de Eminescu. Pentru că e firesc. Nu poți, te împiedici de Eminescu la orice pas, la Iași.
Într-o paranteză, am văzut o scenă impresionantă cu 2 ani. Eram la o aniversare Eminescu, cred că era 15 iunie. O familie de bucureșteni treceau prin parc și întrebau unde este statuia, unde este statuia lui Eminescu și teiul lui Eminescu. Dar erau foarte aproape. Erau prima dată. Și soția s-a oferit și i-a adus, i-a așa, așa, așa. Și când a văzut că acolo erau deja flori puse, erau așa aranjate. Nu-și puteau imagina. Nu se poate așa tot ceva. La noi nu s-ar întâmpla așa. Zic bucureștenii respectiv. Noi suntem la Iași. Da. Aici spiritul este altul. Eu, poezia care mi-am ales-o că pentru prima dată ar fi aceasta. Scrisoare din Iași lui Eminescu. Vreme trece, vreme vine, slove simple și curate. După cum spuneai prea bine, toate vechi și nouă toate. În copou bătrânul tei am florit, a câta oară, trec băieții pe alei cu chitare sub soară. La bojdeu când prag de seară, crini s-aprind lângă cerdac, e frumos și-i cald afară și-i parfum de liliac. Badea creangă nu mai trece, puntea încet peste Bahlui, că a fost nevoit să plece în imperiul nimănui. Veronica nu mai este, stă într-un loc tihnit, tomnatec, și frumos ca o poveste, mănăstirea din Văratec. De pe soclu, Ștefan Vodă, cum e vremea cam de moină, parcă ar vrea să asculte o odă, o legendă sau o doină. Spre Galata ochii își plimbă dosoftei mitropolit, făurar de limbă dulce într-un veac nenorocit. Toate-s vechi și nouă toate, slove simple și curate, după cum spuneai prea bine, vreme trece, vreme vine. 15 iunie 1991. Chiar frumos. Foarte frumos. Vă rog. Da. Înainte de a trece la cealaltă la carte, da, simt nevoia să spun că noi, de dragul lui Eminescu, încă din primii ani de învățământ, și anume din 1980, atunci când școala din satul nostru... Deci predați de atunci? Da. Școala din satul nostru natal împlinea 100 de ani și pregătind acest eveniment, centenarul, ne-am gândit să facem o revistă școlară care i-am dat numele de Luceafăru și să... Bine, primul număr nu arăta așa. Nu așa, acesta atunci... este din 2005. 2005. Școala din Mogoșești, ce frumos. Da. Ce foarte frumos. Anul Jules Verne, da. 2005. Da, și în fiecare număr scriam câte ceva despre Mihai Eminescu. Prin această revistă țineam mereu legătura cu cronica, cu autori copii. Erau concursurile acelea și nu era an să nu venim cu 10 de premii obținute de copii pe urma acestei reviste școlare, care a funcționat... Probabil scriu, sunt profesori. Da, o parte. O parte scriu, pentru care și Florin al nostru. Da, îl cunosc pe Florin. Știți că el a fost pe la începutul și Max știe foarte bine coleg de știri. Da. În anii aceia, 91-92. Da, terminase facultatea eram și era... Eram în Copo acolo, 93. Da. Eram în... în Codrescu. Da, și chiar îi plăcea, să știți că îi plăcea foarte mult. Era și talentată, plăca și prezenta știrile. Da. Da, a cochetat cu scrisul, iată și cu televiziunea. Da. Și face acum ce face. Foarte frumos. Și acum mai apare revista? Nu. Am ieșit noi la pensie. Când ați ieșit la pensie? Noi am ieșit în 2013. Deci de curând. Dar nu sunteți, un scriitor nu e la pensie niciodată. Nu, continuăm. Suntem mai ocupați. Asta e doar, mai ocupați. Asta e doar așa, că nu mai duceți. Dar și la catedră mai puteți duce, ca profesor consultant. Dar nu ne ajunge timpul. Dar nu mai aveți vreme. Foarte frumos. Păi poate se găsește cineva acum să vă provoace, să spunem, hai să ediție revizuită, să luăm de unde a rămas. Da, avem 33 de numere, vă dați seama. Această nouă carte a apărut anul trecut, 2023, da, Cap Compas 3. Amsterdam, de la Eminescu la Rembrandt și retur. Tot așa a apărut o oportunitate de a însoți pe nepoată la Amsterdam, unde se înscrisese la o facultate și voia să se perfecționeze în limba engleză și m-a rugat să merg cu ea.
având în minte tot timpul pe Mihai Eminescu și străduindu-mă să găsesc ceva legat de Mihai Eminescu, am recitit publicistica eminesciană și am găsit în foarte multe locuri. Eminescu aprecia foarte mult Olanda, Eminescu lăuda pe olandez pentru tenacitate, pentru hărnicie, pentru tot ce făceau ei, pentru felul cum reușiseră să supună forțelor naturii, deci apa și vântul și tot ce făceau ei acolo. Și am găsit niște lucruri foarte interesante referitoare la Olanda, pentru că în final am făcut o paralelă între genul nostru, Mihai Eminescu, simbolul românilor, și între simbolul olandezilor, Rembrandt. Unul din estul Europei, celălalt din vestul Europei. Unul în arta cuvântului, altul în arta picturii. Am găsit câteva lucruri interesante. Și anume, am aflat că în Amsterdam, imediat după boala lui Eminescu, după debutul bolii, da, cam la 3 luni, a avut loc la Amsterdam un congres al Asociației Literare a Scriitorilor din lumea întreagă, organizat de Victor Hugo. În Amsterdam, în momentul în care s-a desfășurat acest al 6-lea congres, Eminescu avea cam 3 luni de când era în spital. Cel care a vorbit despre Mihai Eminescu a fost trandafir Juvara, bunicul lui istoricului Neagu Juvara, și a încercat să, prin expozeul lui, să scoată în evidență starea cumplită în care se află Mihai Eminescu, și chiar așa spunea că a fost scos din literele române. Și după aceea s-a ajuns la concluzia că, practic, Mihai Eminescu a fost dus la Viena, s-au adunat bani pentru a fi dus la Viena. La Oberdoblen. Da, la spitalul Oberdoblen, pe care l-am văzut și noi într-o călătorie. Mai mult pentru a nu se face de râs în momentul respectiv, că românii n-ar fi în stare să aibă grijă de poetul lor, care deja era cunoscut ca poet foarte mare. Era cunoscut și prin publicistică și prin poeziile pe care le publica. Și niște traduceri făcute de Carmen Silva și de Mite Cremens. Ce m-a impresionat în momentul în care am trecut pe lângă această primărie, unde avea loc, unde cu 140 de ani, calculasem eu atunci cu 140 de ani în urmă, mi-am dat seama că Eminescu era cunoscut în toată Europa și mai departe, mai ales că el îi tradusese lui Victor Hugo și o poezie, Serenada. Tot interesant am găsit aici la... Am găsit locul lângă... Da, da. Eu sunt pic recită. Nu, dar mai bine ca să vă treacă răceala. Și ai pregătit special medicinal de sorie. Da, tot aici la Amsterdam am găsit o instituție arhivistică, una din cele mai... din cele 10 instituții arhivistice din lume, foarte importante, în care se găsește și un volumaș cu poeziile lui Mihai Eminescu. Foarte interesant. Foarte interesant. De unde este volumul? O mare admiratoare a lui Mihai Eminescu, englezoaica... Pankhurst. Da, Sylvia Pankhurst. Nu știu englez, dar am pronunțat cam așa, Pankhurst, care, din dragoste pentru Eminescu, a ales 10 poezii care i-au plăcut mai mult, le-a dus la o editură, a făcut o carte de format mic, 13 pe 19 centimetri,
roșie, broșată, în care a avut pretenția să pună trei prefețe. Una a lui George Bernard Shaw, care îl aprecia foarte mult pe Mihai Eminescu, una a lui Iorga, așa, și una chiar a autoarei, care a tradus împreună cu un alt coleg de breaslă. Această carte a fost inspirată ea când a lăsat-o, a depus-o, deci împreună cu altele de ale ei, le-a depus la acest muzeu, la această arhivă. E Biblioteca Regală, de fapt. Este partea Bibliotecii Regale din Amsterdam. Ce m-a impresionat? Faptul că, dacă Mircea Eliade spunea acum cu câțiva ani buni în urmă, că nimic nu se mai poate întâmpla cu poeziile lui Mihai Eminescu. Dacă ar exista un singur exemplar undeva în lume, și aceasta însemna că identitatea neamului nostru este salvată. Eu am spus în carte că acolo se află nu un singur exemplar, deci se află 10 poezii, prin urmare, identitatea neamului nostru este și va fi salvată. Da, foarte frumos. Vă rog, domnul. Dacă tuturor, timpul ne mai permite. Ne mai permite, mai avem 5-7 minute. Dacă ne permite timpul, pentru că Eminescu la Iași nu s-ar fi simțit atât de bine dacă nu l-avea pe bădița Ion Creangă. Deși, la un moment dat, Ion Creangă îi spunea bădie Mihai, deși vârsta era invers. Au locuit deci, și împreună? Da. A stat un timp, vreo 3 luni de zile, a stat chiar la Bojdeucă. Un timp a stat în curtea mănăstirii Treierarhi, acolo în curtea mănăstirii Treierarhi, un timp a stat la Creangă. Chiar când nu mai avea unde să stea, acolo a stat 3 luni de zile. Și se pare că acolo a și scris Sara pe deal, poezia cunoscută. Chiar dacă nu mai ninge acum, ninge, dar e fric, dar nu suntem focul departe. Nu avem suntem focul departe alături de la noi. Am coborât din mașină, am avut impresia într-adevăr că va ninge. Aici oricum e mai sus și mai rece. Poezia se numește Și ninge iar divin, lui Mihai Eminescu, la 168-a aniversare, din 2018. Frumos mai ninge azi peste cetate, din ceruri vin solii pe aripi de vis, înspre copou o sanie s-abate prin dalba nea de cor de paradis. Inundă preajma zvon de zurgălăi, s-agită vrăbiuțele pe ramuri, un soare palid pâlpâie prin văi și alintă dulce florile din geamuri. Ca un maestru de ceremonii își mână vizitiul iuții cai, iar badea creangă, junele Mihai, străbat ca umbre potecile din vii. Trecute vremi cu iz de zile stinse, în vie pentru clipe doar ușure, și blânde șoapte din povești desprinse, mângâie tainic margini de pădure. O, Doamne, ce adânc misterul este, cum devin toate atomi de univers, doar zânele și feții din poveste se nasc și mor deopotrivă în vers. Prin dalba nea, decor de paradis, către copou o sanie s-abate, când vin din cer solii pierit de vis și ninge iar divin peste cetate. Iași, 15 ianuarie 2018. Foarte frumos. Am strecurat aici un cuvânt arghezian, ușure, îl găsim la Arghezi în opera lui. Arghezi, care a spus așa de frumos, pășiți încet cu grijă feții mei să nu-i tulburați nici liniștea, nici florile de tei. Despre Eminescu, Arghezi îl prețuia enorm, enorm pe Eminescu, un mare poet și Arghezi, un și mai mare poet, Eminescu. Și, ca pentru final, dacă așa o să mai am o poezioară... După ce stăm de vorbă cu doamna, obligatoriu, să o vedem în concluzie, o muncă titanică ați avut și ați reușit să... Iată, cel puțin 3 cărți mi-ați prezentat cu detalii acestea atât de... care înseamnă studiu, care înseamnă arhive, care înseamnă documente. Da, pe urma publicisticii lui Eminescu. Și chiar mă gândeam că acum... Sunt atâtea posibilități de a-l cunoaște pe Eminescu comparativ cu perioada când eram noi. Este publicată toată poezia lui Eminescu.
este publicată publicistica lui Eminescu. Sunt publicate caietele eminescene, care sunt un adevărat laborator eminescian și ar avea multe de învățat tinerii noștri. Nu ne rămâne decât să încercăm să convingem, să îndemnăm să citească, să-l recitească pe Eminescu. Scria aici în prefața mea domnul Nicolae Busuioc, căruia fostul director al Bibliotecii Județene Munțeanu, viitorul Nicolae Busuioc, scria aici cam așa: cartea aceasta se citește în prefață cu o mare bucurie și plăcere. Ce bine ar fi să cadă în mâinile tinerilor, măcar ale frumoșilor liceeni și chiar ale dascălilor lor, pentru că este nevoie de Eminescu. Chiar dacă Eminescu a plecat la cerul de atâția ani, pe Eminescu îl simțim în permanență între noi și cred eu că avem mare nevoie de el. Are nevoie și să încercăm să-l facem cunoscut, cât mai cunoscut, atât în țară, cât și peste hotare. Scrie aici cartea de față, Daniel Corbu: o adevărată aventură a cunoașterii este în toate vibrațiile ei și o exigeză comparatistă a celor două mari simboluri naționale și europene, Eminescu al românilor și Rembrandt al olandezilor. Considerând pe Rembrandt cel mai de preț simbol al Olandei artistice, citând și din ideile criticului de artă Wilhelm von Bode, în acest sens, Elena Fluturel face aproape întotdeauna comparația cu Mihai Eminescu, marele poet al românilor, model în absolut, cel de neîntrecut, obsesia culturală a noastră. Spunem fără a greși că, beneficiind de o frazare clară a ideilor, Elena Fluturel reușește prin cap compas să ne ofere o carte magnetică de o mare bogăție informală, o carte care se citește ca un best-seller. Deci, care să încerce să-i atragă, într-un fel am vrut eu, pe tinerii noștri, ca să-l poată înțelege cu adevărat pe Mihai Eminescu. Fie ca munca dumneavoastră să aibă efect, să-i provocăm pe tineri și să vedem și rezultatele, dacă mai reușim să-i și provocăm la dialog după ce. Da. Vă mulțumesc și aș vrea să încheiem cu dumneavoastră. Idei, două idei vreau să reiterez. Mai întâi, ce bine ar fi dacă Eminescu ar putea deveni cetățean de onoare al Iașului în acest an. E o provocare, l-am provocat acum pe domnul Chirica. Ce frumos ar fi să reapară la Iași ceea ce a fost cândva, librăria Mihai Eminescu. Multe orașe din țară au librăria Mihai Eminescu. Iașul nu are o librărie Mihai Eminescu. S-ar putea să ne se replice, dar este Junimea. Junimea este altceva. Junimea e Junimea. Eminescu este Eminescu. A fost librăria Mihai Eminescu. De altfel, cine tastează pe internet și caută librăria Mihai Eminescu, o găsește că există la Iași. Nu s-a șters de acolo. Ea există undeva. Dar ea trebuie să coboare pe pământ și poate că într-o legislație viitoare primarul care va fi, oricare este, și va fi, nu știm ce se va întâmpla. E o competiție. O să primarul etapii următoare să poată rezolva această problemă. Este o propunere. O propunere. Am înțeles. Și depinde de Rodipesa. Absolut. Absolut. Și aș mai adăuga, da, eu să nu uit, pentru că suntem în săptămâna de dinaintea săptămânii mari, mă gândesc că ar trebui să spunem măcar una din ideile lui Mihai Eminescu legate de religie, de biserica noastră ortodoxă, de credință, de credința zugrăvește icoanele în biserici și în sufletul împusese poveștile ferici, spune Mihai Eminescu în Melancolie. Iar biserica ortodoxă română este maica spirituală a neamului nostru, care a născut limba română și unitatea etnică a poporului. Foarte frumos. Da, vă rog, domnul. Cu o ultimă precizare, cărțile noastre prezente aici, cu excepția primei, cea intitulată Pe la noi prin Europa, celelalte și ale mele și ale soției, au apărut la o editură prestigioasă din Iași, Princeps Multimedia, a poetului Daniel Corbu și a doamnei Filomena Corbu. Am să vă citesc în încheiere chiar poezia cu care se încheie această carte a mea,
cât ne-i dor de Eminescu. Cât ne-i dor de Eminescu și de versul lui de foc, suntem noi, suntem stăpânii astei țări și acestui loc. Cât ne-i dor de Eminescu și de lira lui de aur, mai suntem copiii limbii ce ne-a dat-o drept tezaur. Cât ne-i dor de Eminescu și de verbul lui de jar, mai putem cinsti strămoșii, sfinții dragi din calendar. Cât ne-i dor de Eminescu și de genul lui real, mai avem un rost în lume, mai avem un ideal. Cât ne-i dor de Eminescu, de privirea lui adâncă, Dumnezeu nu ne-a uitat și ne ocrotește încă. Cât ne-i dor de Eminescu și de rima minunată, suntem noi aici, stăpânii, peste glia noastră toată. 15 iunie 2022, la împlinirea 133 de ani de la intrarea în eternitate a poetului nostru național. Da, vă mulțumesc domnule Vasile Futurel, domnule profesor, domnule profesor de engleză, domnule scriitor, mulțumesc în egală măsură doamna Elena Futurel, doamna profesor, un gând bun și să ne vedem sănătoși și fie ca proiectele și proiectul dumneavoastră și cele care vor mai urma să-și găsească aplicabilitate în cetatea noastră. Și noi mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim pentru invitație și pentru... Eu vă mulțumesc și pentru flori și pentru prezență și pentru taifas. Da, rămâne să ne mai vedem. Promit că mai fac rozele. Pentru această întâlnire eminesciană, să-i spunem noi. O întâlnire frumoasă între prieteni. Salutări și ufării și... Are o fetiță, o domnișoară. Un gând bun și vă mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim din toată inima. Numai bine, stimați telespectatori. Cele bune vă spunem de aici, de la Iași. Suntem onorați despre și cu această ocazie, cu vizita prietenilor noștri, Vasile și Elena Futurel, sau Elena și Vasile Futurel, dumneavoastră duminică plăcută în continuare. Numai bine. La revedere. Și dumneavoastră la fel, la revedere. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,